Cei care s-au născut în Zodia Taurului vor fi puși pe 4 aprilie în situația de a fi energici, de a acționa cu mână foarte, de a interveni autoritar în treburile de familie pentru a rezolva o chestiune, pentru a plana un conflict, ori pur și simplu pentru a-și impune punctul de vedere, mai ales dacă cei care s-au născut în Zodia Taurului vor fi puși pe 4 aprilie în situația de a acționa cu mână forte în familie trebuie să alunge o serie de îndoieli sau de capricii sau de subiectivismi ori de neînțelegeri ale părinților, ale unor rude care tulbură viața de familie și nu permit activităților curente să se desfășoare așa cum trebuie. Pe de altă parte, contextul pune într-o ecuație dificilă din punct de vedere astral, mai multe planete în tranzit prin semnele fixe, care îi creează dificultăți celui născut în Zodia Taurului, mai ales din perspectiva atribuțiilor de serviciu, a răspunderii sociale, a treburilor care reclamă prezența, activitatea, efortul sau dăruirea lui. Fiind ocupați, acaparați, am putea spune, și epuizați, obosiți de toate evenimentele care se succed și care îi pun în situația de a se dedica acele activități trup și suflet de dimineață până seara, este firesc ca să abandoneze, să uite, să amâne rezolvarea unor chestiuni de familie. Și de aceea, probabil că în jurul datei de 4 aprilie, situația se precipită și ei trebuie să aibă această intervenție autoritară. Pe de altă parte, probabil că și niște persoane din familie extrem de subiective, de interesate, de comode, lasă totul pe seama celui născut în Zodia Taurului. Între 5 și 6 aprilie, răstim care, din punct de vedere afectiv, nu este spectaculos, ba din potriva am putea spune că este chiar atenuat. Sunt o serie de trăiri care sunt minimalizate sau înghesuite într-un cotlon al sufletului. N-am timp de asta, nu mă ocup acum de acest Lucru, nu pot să îmi pierd timpul cu fleacuri. Cel născut în Zodia Taurului nu are predispoziție în acest moment spre fuziuni lirice, spre complicații romantice sau spre detalii nesemnificative. Este un moment al pragmatismului, al simțului de răspundere și al rezonabilității, și tot ceea ce iese din acest tipar în acest moment dificil pentru el, îi displace și de cel mai multe ori îl ignoră. Nici măcar nu se obosește să se mai rupte cu acea persoană care face nazuri sau se alintă în acest moment când el dă în clocot de treabă, activitate, răspundere și solicitare. Este interesant însă, dintr-o altă perspectivă, pentru cei care desfășoară activități de creație, mai ales în ipostaza constructivă, elaborarea unui proiect sau cei care desfășoară meserii legate directorii indirect de pământ, cum ar fi constructorii, arhitecții, designerii, cei care amenajează un teritoriu, care amenajează o grădină, care fac scenografie, un alt tip de construcție. Acum, capacitatea de a lucra este restrânsă de condițiile epidemiei și oamenii nu se deplasează cu ușurință, degajat pe spații mari, ba, poate chiar și întrerup activitatea. Dar proiectul nu se întrerupe, preocuparea rămâne și în aceste momente contextul astral le permite să finiseze, să elaboreze, să găsească cele mai juste soluții tehnice. Poate că acest nedorit respiro are pentru unii și o latură bună, Bună, dacă până nu de mult activau contra cronometru, acum sunt obligați, forțați de împrejurări, să stea pe loc și să regândească ceva care era insuficient elaborat, de care nici ei nu erau mulțumiți în forul interior. Și acum îi găsesc cea mai bună rezolvare pentru că pot să analizeze cu calm, în liniște, pe tot ceea ce este necesar la un proiect cu o dentă artistică sau care are o componentă estetică, frumoasă, echilibrată și armonică. Între 7 și 8 aprilie se poate vorbi de o axă a celor două case ale sănătății solicitată, mai ales pe latura cerebrală. Este vorba de transitele prin semnul berbecului plasate în casa a 12 -a, care nu aduc neapărat o boală, o suferință, ci mai degrabă o stare de spirit care îi deranjează pe acești nativi. Gânduri multe, tensiune interioară, presiunea trecutului, presiunea amintirilor, neliniște care vine din concluziile la care au ajuns de curând, mai ales pe fondul transitului soarelui prin Zodia Berbecului, prin această casa a 12 -a, care are darul să pună o lumină ca un reflector pe zonele întunecate, prăfuite, aparent uitate și să le readucă în actualitate, ceea ce nu face deloc plăcere. De aici stare de amărăciune, insomnie, neliniște, disfuncție interioară. Dar ziua de 8 aprilie, devine specială prin faza de lună plină în balanță, care va privi casa a șasea a sănătății de fiecare zi, a bolilor de scurtă durată sau a afecțiunilor care se rezolvă or cu care se trește și se muncește, ele trebuind să fie doar controlate prin medicație. Luna plină poate să creeze un dezechilibru, fie energetic, fie afectiv, fie mental, intelectual, și să accentueze tot ceea ce am spus adineauri, din punctul de vedere al activității profesionale desfășurate la locul de muncă. Contextul nu este fundamental mare, bun și profitabil, dar nu este nici rău. Se conturează posibile dialoguri, liniștitoare sau o discuție constructivă, sinceră cu privire la ceea ce trebuie să se întâmple în viitor, ceea ce se poate face, până unde se poate opera o concesie, o înțelegere, o îngăduință și ceea ce trebuie să accepte și nativul însuși. Dar lucrurile sunt desfășurate într-un context onest, limpede și destul de corect din punct de vedere juridic, așa încât se poate obține un mecanism care să coordoneze munca și salarizarea cât mai puțin restrictiv sau limitativ. În felul acesta ei pot să aibă o soluție, o idee care să fie luată în calcul de angajator, de patron, de director ca una bună și demnă de pus în practică. Între 9 și 10 aprilie, relațiile parteneriale vor sta sub semnul animozității al unor indispoziții sau a unei ostilități vădite care se motivează pe fondul unor antipatii mai vechi sau pe fondul unui dezacord profund pe multiple planuri cu privire la un proiect, un demers, o soluție cu care ei nu sunt de acord, așa, global, în general, în ansamblu. Cu atât mai puțin nu au ei chef acum să-și pierdă timpul să discute detalii particulare, când, de fapt, propunerea în sine trebuie analizată și acceptată sau refuzată tot global. Nu este un moment bun pentru a discuta subiecte delicate pentru a ridica pretenții. Mai ales că multe dintre dialoguri, dacă acestea totuși se vor purta, se vor sfârși cu reproșuri, cu considerații care nu fac plăcere, pentru că fie tonul, fie conținutul arată a critică, a dispreț și tind spre o jignire. Context care vulnerabilizează și statutul profesional, mai ales dacă sunt persoane care au funcție și rang și care se pot trezi acum criticate sau contracarate de colaboratori apropiați de subalternii apropiați în ierarhie, ca rang, funcții și atribuții. Și în felul acesta se naște nu doar o competiție, ci și o rivalitate sau o vădită disproporție în felul în care înțeleg să acționeze, în felul în care văd lucrurile sau în felul în care înțeleg o situație pe care aceea, în mod normal, tind să o deformeze cu foarte multă precizie, cu un spirit matematic și geometric, cei născuți în zodia Taurului observă aceste derapaje, nu le permit și de aici se naște întregul conflict. Întreaga săptămână de altfel pune un accent major, dificil, pe această casă a 10-a ridicării în rang și face pe unii dintre cei născuți în Zodia Taurului să-și asume sarcini de serviciu sau posturi publice, ingrate, riscante, periculoase, costisitoare, dar care pleacă de la premisa că acest lucru trebuie făcut, că cineva trebuie să-și asume acest risc și că, la un moment dat, chestiunea în sine, dacă este bine ținută sub control și condusă, poate să permită o rezolvare fericită și implicit un succes din punctul de vedere al carierei lor.